Faza 71 Câmpia Turzii. Trei F-uri, 16 și mai multe MiG-uri urmează să decoleze pentru un antrenament comun. Piloții de la Borcea și cei de la Câmpia zboară în formație și execută misiuni împreună. De mult am așteptat ca să zburăm împreună, să exersăm tacticile aplicate pe MiG-ul 21, în același timp modernizate pe F-ul 16 și în același timp să lucrez cu piloți de F-16 care vorbesc limba română. Este un atu imens pentru noi, mai ales pentru personalul navigant tânăr care va accede către noua aeronavă. Împreună cu F-ul 16, colegii mei s-au mai antrenat, nu suntem primii care au ajuns pe aici, cu american de pe la Viano, american de pe la Spandalem, deci nu este ceva nou pentru ei. Pentru noi este într-adevăr ceva nou, zburăm împreună cu MiG-ul 21. E oportunitate pentru ambele escadrile să se antreneze în condiții reale. Piloții pot porni oricând în misiuni, doar pentru că tehnicienii au grijă ca avioanele să fie gata de zbor. Am lucrat, am apucat ca să lucrez foarte puțin și la MiG-ul 21 înainte de trainingul de Portugalia. Iar acum, având aici ambele categorii de tehnică, este un sentiment foarte frumos să vezi interoperabilitatea dintre ele. Motorile 21 și F-16 s-au antrenat la faza 71 din Câmpia Turzii. Este foarte important să lucreze împreună. Până în 2018, de exemplu, poliția aeriană va fi făcută exclusiv de MiG-urile 21. După 2018, an bun încă, poliția aeriană va fi făcută și de MiG-urile 21 Lancer și de F-urile 16 de la baza Borcea. România are în prezent 6 aparate F-16. Luna aceasta, piloții români vor merge în Portugalia, de unde vor mai aduce încă 3 aparate. În primăvara viitoare, forțele aeriene vor mai primi încă 3 astfel de avioane de luptă. Aparate nu sunt însă suficiente. România ar avea nevoie de 36-48 de astfel de avioane pentru a-și putea apăra spațiul aerian.